Bun găsit la reportajele jurnalului, sunt Ruxandra Gheorghe Negrea. Mâine începe școala, motiv de bucurie pentru mulți, dar pentru copiii care practică sportul de performanță va fi foarte greu să găsească timp și pentru antrenamente și pentru teme bine făcute. Vara asta la Olimpiada de la Londra am obținut o performanță mai slabă decât în alți ani, însă remarcabilă în contextul în care sportul românesc abia supraviețuiește. Campionii noștri s-au întors acasă cu 9 medalii. Dar învingători nu sunt doar cei care se întorc acasă cu medalii și cupe, sunt și copiii care boxează cu sărăcia și luptă din răsputeri în ring, pe teren sau în apă pentru o viață mai bună. La sala de box din Ploiești, copii și adolescenți participă la antrenamente care pentru un adult pot părea istovitoare, dar pentru ei sunt motiv de bucurie. Sunt campionii lui Titi Prosop. Tot ei demonstrează că sportul românesc se naște încă din sărăcie. De unde vin campionii este titlul seriei de reportaje pe care colegii mei, Andrei Archip și Mihail Preda, vi le oferă timp de 3 săptămâni. Acolo, 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 foarte bine! Mișcă, 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 lovituri, lovituri! Lovește, haide, haide! Trage, 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 trage acolo! Haide, 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 acolo! Directe, directe! Haide, iată-vă! Tare, tare! Foarte bine, acolo, acolo, acolo! Mai, mai cu inimul! Haide, 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 haide! Așa, haide, haide, haide! Explozie, ai explozie! Adevăr, pe venit! Mai cu inimă, mai cu inimă voi! Explozie, explozie, mișcare! Explozia înseamnă directă, scurtă, croșeu, de stânga, de dreapta, swing, uppercut, contra, o gardă de nepătruns. Explozie e când meciul se termină cu knockout, când unul dintre luptători vede stele verzi, așa cum vedea Gabriel Samuilă când copiii îl strigau ciobanul, când ajungea acasă și mama nu avea ce să-i pună pe masă, când dădea cu pumnul în gol, fără țintă. Până într-o zi. Am fost cioban la o stână de oi și am plecat de acolo și am venit aici la 7 dimineața la sală și am vorbit cu Netiti. M-a întrebat ce e cu mine aici, am spus că vreau și eu să practic sport și că aș vrea să ajung ceva. Titi m-a băgat într-o cameră, mi-a dat să mănânc, m-a dus într-un magazin, m-a îmbrăcat și pe aceea am făcut antrenament. N-aveam buletin, când am fost la dânsul, mi-a dat masă să-mi fac buletinul. M-a ajutat să mă duc, să mă bage la școală. Își dorește să ajungă ca Leonard Doroftei. De altfel, moșul vine mereu în vizită la sală. Păi mi-a spus să mă țin de treabă aici, că o să ajung ceva în viață. Asta e singura mea șansă. O să fiu campion, o să muncesc și o să trag din greu. Foarte bine! Nu contează că se antrenează în picioarele goale, că e departe de casă, că tachinările copiilor din sat au fost înlocuite de cele ale colegilor de sală. Unii spun că e prea cu minte pentru un boxer. Mă duc în fiecare sâmbătă acasă. Familia mea, am tată, am doar mamă, mama nu lucrează, nu are posibilitate să poată să mă întrețină. Nu m-am dus la școală de când am lucrat la UEI. Plăcea să învăț și să nu ajung cum a ajuns tată sau mama, să am un viitor. Vrea să mă bage la Bărcănești la școală. A lăsat în urmă o casă de oameni nevoiași unde trebuia să fie bărbatul familiei. La școala de box a lui Titi Prosop are unde să doarmă, are o masă caldă și un scop: să-și croiască un alt viitor. Așa sunt și colegii lui de la sală: băieți cu brațe de bărbați, probleme de oameni mari și un vis. În colțul albastru, Bogdan Dumitrescu, vicecampion național. Are doar 14 ani și în ring uită că mai are de dat o corigență, că începe iar școala, că mai are acasă încă 6 frați care de multe ori au prioritate. El are însă ceva în plus. Este și campionul familiei. La campionatul național de toamnă am ieșit vice-campion. La cupă n-am luat nimic, n-am reușit să iau nimic. Și la campionatul național am ieșit vice-campion. În colțul roșu, Robert Năstase. Lovește ca un uragan. Poate așa ar trebui să-i fie și numele. Nu există loc unde să se simtă mai bine decât în ring. În primul rând am emoții, emoții mari. La al doilea rând mă simt bine rău. Adică îmi place așa în ring. Îmi place mult de tot. Are și o tehnică de luptă. Mă uit la el să văd cum face înainte. Văd ce știe, văd așa tot cum face. Și până când mă urc în ring, văd tot ce trebuie făcut.
actualizez prima repriză și pe urmă încep ca să-mi dau drum. La a doua și a treia. Pentru Robert, lovitura nu înseamnă violență. Boxul e cea mai bună metaforă a vieții. A învățat să lupte cu sărăcia, să lovească indiferența, să se ridice după o înfrângere. Pentru mine înseamnă performanță. Este un vis. Chiar dacă are un adversar în față, el parcă luptă în oglindă. Boxează cu sine, cu propria-i frică. Mii de flotări, sute de mii de sărituri cu coarda, milioane de lovituri cu pumnul în gol sau în sac, toate pentru o centură și pentru a ști mereu să-și privească adversarul în ochi. Nu contează că sunt în ringul sălii de antrenament sau la competiții. Am învățat de toate. Să lovesc, să fac. Mai sunt explicat să ne batem pe stradă, că este urât, să nu facem nimic greșit, să facem totul corect, să mergem la școală înainte, că școala e pe primul loc. Care vine la sală, merge și la școală. E regula antrenorului. Titi Tudor l-a convins și pe fratele lui Bogdan, Ciprian, să se întoarcă la școală după ce a fost plecat un an în Italia și își pusese ghiozdanul în cui. Aș vrea să mă apuc de școală și de box. Pentru că îmi place și vreau să termin și școala. Îmi place să boxez, să bat, în fin. La sală se antrenează. Acasă, Bogdan și Ciprian sunt antrenorii fraților mai mici, care cum prind ocazia își împart pumni în curte, dar nu oricum, ci cu mănuși, ca profesioniști. Sunt 7 de toți, suficienți pentru o echipă de handbal. Numai că microbul lor e boxul. Și îmi zicea într-una, mamă, vreau să mă duc la box, vreau să mă duc la box. Eu, știind că boxul e, zic, cum vrei, vrei să ajungi ca Doroftei? Zice, da. E, l-am dus pe el, am venit în Italia și l-am dus, l-am reprezentat la Netiti. După aia am venit cu el acasă și cel mic. Vreau să mă duc și eu. A doua zi m-am dus înapoi. Primiți-l și pe cel mic. Mă mândresc că mândria mea cu atâția copii, care am 7 copii, și să fie campioni, e ceva pentru mine, nu știu, ceva enorm. Merge de 6 ani la muncă în Italia, dar gândul îi e în permanență acasă. Era micuță. Am lăsat-o de 6 luni acasă. Taică-s-o a crescut-o. Pentru să dea înainte, trebuie să mă duc să muncesc. E mândră de campionii ei și îi susține. Totul e să aibă voluntă. Să meargă înainte. Să nu dea înapoi. Când mama e în Italia, când tatăl lor nu poate să mai aibă grijă de toți, copiii mai au un tutore. Titi Prosop nu este doar cel care le-a pus mănușile de box în mâini și i-a învățat să dea cu pumnul. Așa. Mai cu inimă voi, bună dimineața! Bună dimineața! Așa, bă, băieți! Avem 10 minute de încălzire, încălzire așa cum trebuie și după aceea începe la program de antrenament, da? Haide, gata, treci în față. Haide. Toată lumea după ei. Haide, încălzire din asta așa cum trebuie, da? Fără să ieșim din formație, da? Hai, Samuel, acolo, acolo, acolo! Acolo, coatele, te uiți, surubat, nu mai s-a chispat, nu mai s-a chispat, așa dată! De la copiii lui din ring vrea să fie inimoși și hotărâți. Așa cum a fost și el, un copil amărât din Sălcile, de lângă Ploiești. Puțin știu că a fost campion național sau că a luat locul 3 la europene. Cei care nu știu că a avut un pumn de oțel au aflat măcar pe arena Spun. El l-a descoperit pe Doroftei, l-a antrenat și pe Bute. A făcut din Puști cu un dram de inimă și plin de ambiție campion, sau măcar oameni de caracter. De-a lungul anilor am scos, cred eu, cred că n-am vârstă, câți campioni am scos și campion național. Să nu mai vorbim de medalele internaționale la campionate europene, la campionate mondiale, la jocurile olimpice. La noi vin băieții care sunt un pic și săraci și un pic și răi așa din naștere. Asta le trebuie, nu putem face un boxer mare cu nota 10 la purtare, niciodată. Cei care nu au 10 la purtare suplinesc prin voință. Ca să ții o sală de box, ai nevoie pe lângă voință și experiență și de sponsorizări, susținere, echipament.
Titi Prosop ține școala de box pe linia de plutire cu ajutorul prietenilor. Leonardo ofteile de copiilor o masă pe zi. O firmă plătește întreținerea sălii. Alte firme le mai dau carne, sucuri, dulciuri din când în când. Munca noastră este încununată cu succes, nu ca material, bani sau ceva. Mai mult spiritual, fiindcă la un titlu de campion național, acești copii, dacă vă spun cât ia, pentru titlu de campion, ia 1.000 de lei. 1.000 de lei. Și ca să ajungi să ieși campion național, pe câțiva ani de zile, zic eu că nu-i puțin, ci extraordinar puțin. Deși campionii pe care îi dau aceste cluburi sunt și rămân în primul rând ai României. Și uite, copiii ăștia mărând nu-i bagă nimeni în seama. Sportul individual nu-i bagă nimeni în seama. Asta e necazul mare. Asta e necazul mare. Autoritățile, pentru sportul săracilor, ca și pentru alte sporturi, planifică o altă schemă de finanțare. Cluburile private trebuie să aibă același statut ca și cluburile departamentale, cluburile publice. Și șanse egale în accesarea banilor publici, care înseamnă bani de la comunitatea locală și în baza unor proiecte, programe aprobate de federațiile sportive. Copiii sărmani nu au acces la sporturi elitiste, spune eu, elitiste din punct de vedere financiar. Dacă echipamentul costă la unele discipline, evident copilul sărman nu vine. La box investiția este mai mică și în plus că este totuși un sport de luptă. Cu boxul vom crea niște programe speciale. La noi, să știți că boxiorii sunt cei care se bucură cu puțin, nu cu mult. La noi nu sunt copii care să vrea, dom'le, vreau să am mașini, vreau să am palate. Nu, să mulțumim cu ce primești. De aceea vă spun că cei care ajung ca sportivi și ca performanță au niște caractere deosebite. Titi a ajuns la al 57-lea Prosop, așa cum anunță un ziar local. A împărțit bomboane micilor campioni și a răspuns la zeci de telefoane de felicitare de la ceilalți campioni care au părăsit ringul mai de mult. N-au ieșit toți campioni care au trecut prin sala aceasta, dar oameni mă pot mândri cu ei, fiindcă sunt cei care de multe ori îmi dau și un impuls în viață, un avânt în viață, mai ales că anii trec, se adună pentru fiecare. Și s-a adunat chiar astăzi niște ani care pe undeva, știți dumneavoastră, nu că mă apasă, mă ridică, dar știți cum este. Ne uităm în oglindă și ne mai amintim, a fost cândva frumos. Așa cum îi învață și pe copiii lui din sală, nu dă înapoi. Și mai exploziv, mai exploziv, mai exploziv. Lovește, lovește, lovește în același timp. Mult, mult, acolo, explozie, explozie. Acolo, acolo, acolo. Mișcă, 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 mișcă. Haide, 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 haide. Acolo, mai exploziv, mai exploziv, mai exploziv. Am dat drumul la brațe. Așa, haide, haide, haide. Explozie, hai, explozie. Haide, 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 acolo. Pentru a fi un mare campion, trebuie să ai încredere că ești cel mai bun. Dacă nu ești, trebuie să pretinzi că ești, spunea celebrul boxer Muhammad Ali. Eu vă dau întâlnire duminica viitoare la reportajele jurnalului. O seară frumoasă vă doresc!